Hei, salutare fraților, eu sunt Rană și astăzi vom continua mirifica, magnifica noastră carieră cu FC Barcelona, bineînțeles. Avem meci mare cu Real Madrid în La Liga și suntem în fața lor cu doar 4 puncte, așa că este important să obținem cel puțin un rezultat de egalitate, bineînțeles, dar până una alta. Hai să vedem cât ne mai lipsește nouă să terminăm acest sezon. Suntem la finalul lunii martie, avem meci cu Real, apoi cu Las Palmas și încheiem cu martie. În aprilie, lună destul de aglomerată, vedem aici cu Real Sociedad, Malaga, apoi PSG, Valente, din nou PSG în Champions League, pardon, Valencia, Athletic Bilbao și Leganes. Apoi urmează mai și în mai se va încheia și al doilea sezon. Bă, fraților, ce să zic, bă, e foarte ok cum merge treaba aici pe cariera noastră cu Barcelona. Haideți să vedem noi ce facem până una alta. Îl avem pe Messi, care este un pic obosit, dar îl voi lăsa în teren. Punem aici pe Dybala cu Aubameyang, punem pe Gomes cu Verratti. Și Alba, Laporte, Jimenez, Bellerin, punem pe Bellerin, lăsăm pe Bellerin pentru că văd că Carvajal este puțin obosit și asta va fi mirifica echipă cu care vom încerca să câștigăm contra lui Real Madrid. Jucăm și acasă la ei, așa că nu va fi foarte simplu. Hai să vedem un pic cine a evoluat și cât. Sanchez a făcut 2, Dembele a făcut 1, Donnarumma a făcut 3, Falke 7. Și Coman încă n-a făcut nimic pentru că recent l-am pus și pe el la antrenamente. Și hai să vedem, alegem kitul ăsta mov, lor le lăsăm ăsta alb, clasicul să zic așa. Și ca de obicei, legendarii. 5 minute, dăm play match. Haideți bă băieți, haideți bă băieți. Santiago Bernabeu trebuie să fie al nostru în această seară. Trebuie să câștigăm contra lui Real Madrid. Suntem, uitați, suntem cea mai bună echipă la goluri marcate, iar Realul, pardon, este cea mai bună la goluri primite. Statistici frumoase înaintea meciului aici. Deci, practic, jucăm cu cea mai bună apărare, contra, mai bine zis, cele mai bune apărări din La Liga. Și ei joacă contra cel mai bun atac din La Liga. Așa că, haide să vedem ce vom reuși. Hai să vedem Bellerin. Îl văd acolo bine pe Dybala, dar Bellerin pasează prea în față. E incredibil așa ceva. Inadmisibil și incredibil în același timp. Să vedem. Neymar! Deschidem scorul în minutul 17. Neymar, gol foarte fain, foarte frumos. Pasă cu călcâiul al lui Dybala și Neymar transformă. Haide să revedem. Boom și boom. Finish shot în vincul... În vincul poții lui Navas, foarte bun șutul lui Neymar. Frumos, frumos deschidem noi scorul aici, minutul 17, la prima ocazie mai mare a meciului, ce-i drept. Așadar, suntem eficienți până acum, nu ne jucăm cu ocaziile pentru că nu cred că vom avea nici foarte multe, să fim serioși. Acum greșim aici cu Verratti, hai să vedem, James Rodriguez. Suntem doi acolo, nu avea cum să treacă. Eram doi. Să vedem către Aubameyang încearcă peste Navas. Mai tare trebuia să dau un pic. Holy fuck. Aproape de 2-0, bă băieți. Hai să vedem ce pasă bună aici. Oh fuck. Neymar totuși este atent și recuperează. Hai să vedem această pasă. Dybala! Golazo! Minutul 34. Ce gol bagă Paolo Dybala, incredibil, bă, băieți. Incredibil acest gol al lui Paolo Dybala. Oh, mamă. Ce gol frumos. Incredibil, dar adevărat. Minutul 34, deja 2-0 pentru noi. Real Madrid se vede demoralizată la acest scor. Adică nu cred eu că își va reveni așa ușor. Hai să vedem până la pauză. Poate mai băgăm o bombă. Ar fi cel mai bun scor de intrare la cabine. Un 3-0 categoric. Să vedem, dar să nu luăm bombă de la ei acum. Wow, era fault acolo. Să vedem către Neymar, ba nu. A dat-o jos la Verratti. Hai să vedem. Schimbă rapid aici.
Să vedem Verratti către Messi. Este pasă bună, însă Messi s-a pierdut cu stopul. Bun, Messi, hai. Oh, Bellerin îl dă jos pur și simplu. Cred că pe Ramos. Frumos, Messi. Messi încearcă. Nava scoate. Ocazii bune pentru noi. Ocazii foarte bune. Să vedem această pasă. Oh, fuck. La port aproape să ia mingea de acolo. Nu știu dacă ați văzut, dar a fost foarte aproape. A Emerick Laporte să ia mingea cu capul. Și nu cred că îi mai lăsa șanse lui Navas. Hai să vedem aici. Să vedem, avem grijă. Din păcate greșim pasa. Casemiro către Ronaldo. Bine aici, Verratti. Haide, mă. Ai, ai, ai. Se termină aici prima repriză. 2-0 pentru noi. Scor foarte bun și meci foarte bun. Până acum, cel puțin, nu le-am acordat prea multe șanse pe apărare. Și am combinat foarte bine de la mijloc în sus. De aceea am reușit să marcăm și de două ori cu eficiență maximă, practic. Am avut vreo 3-4 șuturi încercate pe spațiul porții și două goluri. Foarte bună eficiență, ce să mai. Vedem aici. Obami. Ai, ai, ai. O, Lucas Vazquez recuperează acolo. Hai să vedem Modric către Benzema. Hai, Emerick Laporte este formidabil. Formidabil. Hai să vedem către Dybala. Are viteză Dybala. Îi fură mingea lui Pepe. Dybala. Păcat. Păcat că i-a luat atât de mult să se întoarcă acolo. A pierdut tempo-ul. Messi. Aproape să fie dat jos acolo în careu de Sergio Ramos. Dacă făcea careu, dacă făcea penalti Ramos, era grav. Oh, dar Benzema ce bine trece. Dar Benzema ce bine și ce gol. Benzema, o fază de unul singur și o execuție formidabilă. Benzema, într-adevăr, mare jucător. Mare jucător Benzema. Păcat aici că Donnarumma n-a reușit să scoată, deși era acolo aproape de minge. Și vedem că Dybala s-a accidentat. Nu era nevoie de această accidentare, dar asta este. L-avem acolo pe Icardi. Sperăm că nu este ceva serios pentru Dybala, pentru că nu-mi dau seama când s-o fi accidentat. Nu-mi dau seama când s-o fi putut el accidenta. Să vedem aici către Messi. Messi. Messi, centrare în careu. Acum Neymar! Neymar, de ce în bară? Oh, Doamne! Ocazie mare de tot. Se duce în transversal acest cap al lui Neymar. Băi, e incredibil. Să vedem aici. Nu, acolo. Bă, frate, de ce l-avea pe Aubameyang? De ce să dea acolo? Ce mă freacă, mă, ce mă, mă, bă, bă, mă disperă. Mă disperă chestia asta. Nu mă lasă, mă, să mă mișc. M-a ținut. Verratti, foarte bine, hai. Avem oameni acum. Hai să vedem către Aubameyang. Aubameyang are viteză, trebuie să-l execute acum. M-ai fi grăbit și eu, dar așa de tare să tragă peste Aubameyang, nu mă așteptam, sincer. Practic își impun cei de la Real să iese din apărare cu pase. Să vedem această minge către Aubameyang. Aubameyang, Icardi! În sfârșit marcăm pentru 3-1. Icardi marchează. Pasa a fost într-adevăr a lui Aubameyang, pentru că i-a pus-o în fața porții. Putea să încerce și el să bage golul. Însă a fost altruist și a pasat lui Icardi. Acesta, practic, trebuia doar să împingă mingea în poartă, care era goală. Era în partea aia Navas. Nu mai avea nicio șansă și se termină aici meciul. 3-1, bă, băieți! Scor incredibil și meci foarte, foarte, foarte frumos. Sunt foarte mulțumit. Și acel gol al lui Dybala a fost foarte, foarte fain. A fost o execuție foarte bună. Și Benzema, într-adevăr, a făcut o acțiune de zile mari acolo când a intrat singur, practic, printre jucători și a băgat acel gol. Dybala va sta o lună, se pare. Cano vrea să-și... Scuză-mă, Coman, dar nu poți să joci mereu, ești la Barça, tati. Avem jucători mari pe fiecare post. Bustos vrea și el să iese din academie. Ok, bă, băieți, sincer, nu e mare problemă. Și acum o să-l punem pe Coman, îl punem aici... pe Insigne și aici îl punem pe Coman și a revenit și Rashfordinho. Hai să-l punem și pe el. Punem aici pe Dembele, care n-a mai jucat de mult, săracul. Punem pe Saul cu Sanchez. Bă, o să trebuiască să scap de ceva jucători, cei drept, pentru că ne-am cam aglomerat.
Ne-am cam aglomerat cu jucători pe la mijloc acolo și parcă deja sunt prea mulți jucători. Hai să-l punem pe Ceac aici. Hai să-l punem și pe Falcon un pic în poartă. Totuși am câștigat cu Realul, avem puncte în fața lor, putem să ne permitem să facem asemenea mutări și bineînțeles că simulez meciul cu Las Palmas, deși văd că sunt pe locul 5 cu 42 de puncte. Așadar, trebuie să aibă grijă jucătorii mei, trebuie să fie atenți și să aibă grijă. Hai să vedem, simulăm meciul cu Las Palmas. Haide bă băieți, haideți bă băieți, Coman ar fi bine să bage goluri. A băgat parcă în ultimul meci simulat, a băgat 3 goluri. Lopez ia cartonaș roșu în minutul 2. Asta înseamnă că trebuie... Tot cei de la Las Palmas au penalti și ratează. Deci ăștia au un om în minus din minutul 2. Se accidentează și Viera de la ei. Coman marchează din penalti, ce-i drept. Aubameyang intră în locul lui Rashford. Aubameyang face 2-0. A ieșit și Dembele, a intrat Mastur, bine că l-a băgat și pe Mastur acolo. Icardi din locul lui Insigne și se termină 2-0. Nu e rău totuși, având în vedere că avea om din minutul 2 eliminat, se putea și mai bine, dar și 2-0, nu ne plângem nici așa. Și acum hai să vedem, Coman a făcut 85. Coman a făcut 85. Hai să vedem, ia un B acum. Ok, Donnarumma crește și el puțin. Falke nu prea mai crește, Dembele a luat B, nu prea a crescut și Sanchez D, nici el nu vrea să facă 83, parcă s-a blocat acolo. Avem meci cu Deportivo, dar vom vedea cine mai vrea, mă? Squad report. Dar bine, ăștia cum, Sanchez, 68 overall. Parcă l-am băgat eu pe ăla, s-a antrenat la noi, de asta are 68. Bustos, 65. Bă, dacă stau bine să mă uit aici, Sanchez ăsta valorează aproape 2 milioane, ești nebun? Adică putem face bani cu el. Avem jucător bun și la Academie, ce să mai. Schulte s-a decis că vrea să plece și îl înțelegem, ok, nu e nicio problemă. Coman a făcut 85. Vom pune acum în teren ceilalți jucători, bineînțeles. Dar vedem că sunt un pic obosiți. Să-l mai lăsăm pe Coman, îl mai lăsăm pe Coman în atac cu Rashford acolo. O să-l punem și pe... Dar cea că a jucat și el, de fapt. Punem pe De Bruyne cu Gomes, pentru că n-au jucat. Îl punem pe Alba, punem pe Laporte cu Jimenez. Punem pe Bellerin, 84 Bellerin, Falke 79. Bă, e bun, bă. Au început să crească și ăștia un pic, pe contul lor propriu, să zic așa, și nu înțeleg de ce am doar 80 manager rating, adică de ce 80, ce? Suntem pe primul loc, suntem acolo în Champions League, suntem, nu știu, ori pentru că nu insist prea mult pe jucătorii tineri, probabil să fie chestia asta, pentru că este critical youth development, este ceva foarte important pentru conducerea Barcelonei. Și eu nu prea insist pe ei pentru că nu prea cresc. Cam asta e toată treaba. Nu insist pe ei pentru că nu cresc. Cresc foarte greu. Dar în fine, hai să vedem. Mergem la meciul cu Deportivo. Mergem la meciul cu Deportivo și îl jucăm. Alegem echipamentele astea. Și haide să vedem. 5 minute legendar, ok. Lara Zabal va fi arbitru. Dăm play match. Ok, fraților, jucăm pe Wald Stadion. Acasă la Deportivo, un stadion destul de frumos, nu știu sigur dacă este chiar stadionul lui Deportivo, dar arată bine așa uitându-mă la el, nu e rău ca stadion. După nume nu prea îmi pare, adică Wald Stadion mă gândesc undeva la o Germanie, la o Austrie, ceva de genul. Și la port iar suie el în atac, acum Rashford! La Font scoate, Rashford a dat un șut încet, dar prima ocazie este... A noastră, să vedem, aruncă mingea cei de la Deportivo, Pabel ăsta, uite-l pe Messi care stă și în apărare, păcat că a greșit pasa, trebuie să avem grijă, am riscat să fac și penalt aici cu Laporte, bine că a scos Donnarumma, nu se poate, din nou ocazie, Andone, așadar cei de la Deportivo l-au adus pe Andone, nu știu dacă era la Deportivo Andone. Bine, De Bruyne se zbate și el și cu Andre Gomes și uite că facă treabă. Să vedem.
Hai Rashford. Hai Rashford tati. Hai Rashford tati. Hai de Rashford tati cu 1-0 Rashfordinho. Revine bine după accidentare Rashford. Așa mai merge. Bum, un roll, un ball roll acolo, pardon. Și un șut foarte bun aici a lui Rashford după ce a intrat în careu. 1-0 minutul 29. Bine băi Rashfordinho. De asta nu trebuie să te joci cu echipele mici, pentru că pot profita de orice greșeala ta. E Messi, Messi! Nu cred! Aproape să treacă mingea. Să vedem către... Acolo este la port. Va fi aruncare pentru noi. Și da, se termină prima repriză 1-0 pentru noi. Vom încerca să mai marcăm, bineînțeles, nu ne mulțumim doar cu 1-0, adică e prea puțin pentru standardele noastre ca Barça. Deși stăm lejer acolo pe primul, Realul mi se pare că a pierdut ultimul meci, sau cel puțin a făcut egal, nu știu ce a făcut, dar a rămas în spate, cam mult. Cam mult și nu cred că mai are pretenții la titlu. Nu cred eu că mai are vreo șansă cel puțin, dar să vedem. Să vedem. Uite ce se întâmplă aici. Uite ce se întâmplă aici când... Cred că Jimenez a greșit acolo. N-a dat cu capul și cei de la Deportivo au marcat. Asta este ce să-i faci. Sau cine să fi fost? Alba? Posibil să fi fost și Alba, pentru că era ceva mai micuț decât Jimenez, parcă. Hai de Bruine. Hai de Rashford. Te-am văzut, Rashford. Te-am văzut, Rashford. Rashford e eroul nostru astăzi. Cu dubla Rashford. Trecem din nou un avantaj tot prin Marcus Rashford. O pasă foarte bună de la De Bruyne, dacă nu greșesc, da, într-adevăr, De Bruyne a văzut spațiul bine acolo și Rashford transformă din nou. 2-1 așadar pentru noi, hai să mai marcăm pentru că m-au supărat băieții ăștia și au permis ei să-mi dea mie gol. Uite și tu. Cat că l-a oprit acel stop. Messi însă bine aici. Messi încearcă din unghiul ăla, era aproape imposibil. Dar Messi a încercat acum. Hai, Jordi, mai tare, tati. Mai tare cu acel șut dacă erai. Un pic mai tare dacă dădeai, de fapt. Posibil că intra golul. Să vedem Rashford. Bine acolo. Să vedem către Rashford, acum către Coman. Bună pasă, Rashford. Coman! La fond, însă. Face un meci bunicel azi. Face un meci destul de bun. La font. Să vedem Bellerin. Bellerin! Cu dreptul, ce-i drept. Nu este piciorul lui de bază. Acum trebuie să avem grijă. 4 contra 2. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici? La port. Ia-l, tati. Ia-l, tati. De ce Donnarumma stă în poartă la fază din asta? Donnarumma, fiți-ar gura ta! Mamă, ce gol pe minutul 90. Nu cred. Cum să ne prindă ăștia? Și Donnarumma... Ești, mă, în gura mătii, mă. Doamne, să-mi bag piciorul. 1000 de ocazii, 1000 de minci scoase și ăștia două șuturi, două goluri. Deci, ăsta este FIFA. Ăsta este FIFA. Ce să mai spun? Ce să mai spun, frate? Holy shit, 10 șuturi pe poartă am avut, numai două goluri. Ăștia au avut 3 șuturi pe poartă și alea nici nu știu când au fost alea 3 șuturi pe poartă, dar în fine au dat două goluri. Ce să mai zici? Bine, mă, plecați toți, lăsați-mă că supărat. Lăsați-mă că supărat. Falche vrea mai mulți bani. Toți vor bani în ziua de azi. Numai bani, bani, bani. Și trebuie să mergem neapărat la meciul cu Malaga. Dar, dar, dar. Bă, Realul a cam picat de tot. Nu reușește să mai câștige niciun meci. Ce-s cu ei? Uite, și 31 de meciuri, doar 69 de puncte. Au rămas în spate. Și Vasquez a rămas și el în spate un pic. A mai suit cineva de la noi? Nu, nu avem pe nimeni, din păcate. L-avem pe Messi cu 7. Apoi mai avem pe cineva? Nu. Nu mai avem pe nimeni. Avem meci cu Malaga acasă. L-aș simula și pe ăsta. Sau. Să simulăm meciul cu Malaga. Sau să-l jucăm. Haide, mă, să-l jucăm. Din păcate, trebuie să punem aici.
pe Icardi și pe Aubameyang, dar avem nevoie în meciul următor. Așa că pun pe Mastur, aici pun pe Insigne, punem pe Dembele aici, punem pe Xhaka cu Saul, aici punem pe Verratti, poate face față, zic eu, un Titi cu Piqué în apărare și îl punem și pe Carvajal, lăsăm, sau punem pe Falk în poartă. Nu prea mai îmi place mie în ultimul timp Donnarumma, nu știu care-i treaba, a crescut foarte bine, dar uite că nu prea arată de un portar de 88, adică nu știu, nu prea îmi place cum apără. Și da, hai să mergem la meciul cu Malaga. Avem meci acasă. Meci acasă pe care trebuie, dracu, să-l câștigăm și pe ăsta. Hai să vedem, legendare 5 minute play match. Ei bine, jucăm acasă cu Malaga, sperăm doar să nu se repete ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Deportivo, să conducem tot meciul, iar ei să aibă două faze și să dea două goluri, incredibil. Da, cam așa se întâmplă. Ce să-i faci? Asta e treaba. Haide-mă un pic, mă, acolo, mă. Haide-mă un pic acolo, mă. Cam riscant acolo Rashford. Bine că ajunge mingea. Mastur. Oh, bine, bă, că au venit trei pe el, mă. Hai să vedem, Umtiti, până la urmă. Ia mingea, că s-a supărat băiatul nostru. Hai să vedem către Rashford. Rashford. Ba nu, este Dembele, lol. Dembele, 1-0. Mă gândeam că e Rashford, dar e Dembele acolo. Formidabil jucătorul ăsta, l-am și pe cariera cu Porto, cariera lui Runner și chiar face cam cel mai bun jucător de acolo. Cam cel mai bun jucător și uitați că și aici de câte ori joacă o face bine. Nu putem să ne plângem de randamentul său. Hai către Insigne. Haide. Fuck, Insigne, ți-ai dat-o prea aproape de adversar mingea. Of, doamne, ce fază. Putea să marcheze și Insigne. Haide, mă. Dai către Falke, pardon. Vedem aici, pasa către Dembele este bună. Dembele trebuie să o ajungă. Face cumva el și o ajunge. Intră și în careu. Trebuie să fie penalti. Bă! Mi-a luat picioarele, frate. Mi-a luat picioarele. Dă-te, dracu de arbitru. Doamne, frate. Deci nu se mai dă penalti. Nu se mai dă și aici. Fault. Bineînțeles. L-a atins un pic și la el se dă fault. La mine nu. Important e să atingă mingea. După aia dacă mi-a și picioarele în timp ce atinge mingea, nu mai contează, mă. Ce să mai conteze. Și da, se termină prima repriză 1-0. Sper să nu se repete scenariul din meciul cu Deportivo, pentru că dacă se repete, va fi dezastru. Deci o să-mi ies din pepeni la propriu dacă se repete acel scenariu, că dăm două goluri cu greu. Adică dăm un gol, după aia scot din pălărie un gol cu o fază, o centrare de aia de caca. Ia să vedem aici, trebuie să avem grijă. Trebuie să avem și noi mai mult grijă pe apărare, ce-i drept. Dar e foarte greu să previi ce vor face. E foarte greu să previi ce face PC-ul. Nu greu, foarte greu. Hai să vedem, Dembele îi dă sprint. Îi dă sprint în barbă. Îi dă de tot. I-a dat prea de tot. I-a dat-o de tot, frate. Bun aici, Mastur, haide. Haide, Rashford. Haide, Rashford. Dar bineînțeles, mă, bineînțeles, mă, că îi sare și nu mai ajunge. Bineînțeles, ce să mai... se știa că așa se întâmplă. Uite și tu. Aici. Aici nu-mi place. Aici nu-mi place, pentru că așa o să se întâmple. Oi, Doamne, uite, bă, frate, bă. Hai, mă, lasă-mă, mă, liber ca pasărea cerului acolo. Eram sigur că se repetă căcatul ăla de scenariu din acela, din meciul trecut. Nu mai suport. Oh my god. Oh my god. Pișamaș pe voi cu jocul vostru. Să vă piș în freză. Să vedem. Da, se dă offside. Bine, bine, bine. Bine că după 1000 de ani zici că este offside. Ok, boss. Hai, mă, dă eu către direct. Iar e... ba nu, se dădea fault acolo, dar nu cred, Mastur. Mastur, să mor tu. Să moară Veta. Să moară Gibi. Și să moară și Veta. Oh, Dembele. Dembelinho. Dembelinho.
Hai. Da. Bine, boss. Dar bine, boss. Ce nebunie, ce nebunie acolo. Ce nebunie. Hai, mă, unde te duci, mă, în spatele lui, mă, ești, Bob. Bă, deci îi dai să bage piciorul și se duce în spatele lui, nu înțeleg. Nu înțeleg ce mama ei de treabă. Minutul 90 să vezi că se termină, gata, gata. Căcat în praști. Meci, căcat în praștie de meci. Da, 1-1. Păi fițar morții tăi de joc să-ți fie, dă-te. Sunt... Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic, gata, las. Las așa. Las așa. Două egaluri. Câștigăm cu 3-1 cu Real Madrid, care este o echipă mare și cu pișați ăștia de echipe, pișatele astea de echipe nu reușim să câștigăm. Bine, mă, bine, mă, bine, mă. Lasă-mă, frate. Avem meci cu PSG-ul, ok. Ok, ok, hai să citim mesajele. Se întoarce Dybala. A venit raportul cu juniori. Hai să vedem. Iar mi-aduci numai căcați. Numai pișați. Cam așa. Numai pișați, uite și tu. Numai pișați pe ei. Să te caci. Să vedem. Hai să vedem. Și ăsta la fel oare? Și ăsta la fel, bă, băiatule, bă. Bă, deci nu vine un raport bun de 1000 de ani. Frate, uite. Uite ce bun era asta, deja e luat. Cum căcat? Ăsta a hurtat-o cât de cât. Cât de cât. Incredibil, bă, niciun jucător nu mai reușește să-mi aduc ăștia. Hai să vedem și ultimul raport. Haide, bă, băiatule, unul bun, mă. Unul bun cu adevărat aș vrea. Nu numai... Haide... Uite, ăsta cât de cât are 15 ani totuși, are 15 ani, mai poate crește. În rest, destul de slab. Da, mă, taci din gură că o să joci tu, ce naiba. Tu o să joci, stai liniștit. Hai să pregătim totuși echipa pentru meciul cu PSG ca să fie pregătită. Punem pe Messi, punem pe Gomes cu De Bruyne. Aici, aici punem pe Alba, Jimenez cu Laport în apărare, bineînțeles, și Bellerin aici, punem și pe Donnarumma. Oricum, meciurile, ultimele două meciuri m-au dezamăgit foarte mult, având în vedere că jucăm mereu bine și luăm mereu goluri din astea, iurea chiar mă enervează. Dar în fine, asta este FIFA până la urmă, n-ai ce face. Asta este FIFA. Și da, bă, băieți, cam atât și pentru acest episod de FIFA 17. Eu sper că v-a plăcut și că o să apăsați butonul ăla de like din ce în ce mai mult. Să-i dați și un share ca să vadă și altă lume și să vă abonați în caz că nu sunteți abonați. Eu am fost Runner, toate cele bune. Ciao!